Vă salut, stimați prieteni și abonați. Astăzi pe masa de lucru a ajuns la noi acest modul de la un subwoofer sub denumirea de Dodge RSPA 700. Este foarte des întâlnit, mulți bași care s-au vândut mai ales prin Republica Moldova. Acest modul este produs la fel în Republica Moldova și a ajuns la noi la o mică reparație și respectiv o să-i facem o testare să vedem care este puterea reală. Aici avem așa un interior. Nu o să comentăm calitatea realizării. Deci iată, avem o protecție soft start, ceea ce este foarte bine, o protecție la curent continuu. Aici avem o filtrare la 100 de volt, 6800 de microfarazi. Foarte multe componente sunt de tip sovietic, procurate din piața de la noi. Ce a mai rămas pe la unii vânzători, așa, și o să-i facem o testare, un transformator realizat, după cum se și vede. Avem un semnal de test la 70 de Hz și o să încercăm să-i facem așa, o testare. Are și un limiter bine realizat, chiar bine realizat. Deci iată, aici suntem undeva deja în limiter, am roșu, mai vin în jos, așa, curat. Iată aici ar fi, deci 50 de volți, la 4 ohmi, 70 de herți, curat. Dacă, opa! S-a activat protecția și nu înțeleg de ce. A, totul este ok. S-a supraîncălzit probabil. 30, deci 70 de Hz este o frecvență destul de joasă și a acționat automat protecția. Bine. Oricum e semnal sinus, este un semnal periculos pentru testare. Aici am și creștere amperimetric, deci oricum sunt 50 de volți. O să merg până în clip limiter, deci am limitare, așa, mai merg o dată. Ventilatorul este controlat termic, se află iată acolo și aici am și finalii, așa, o, s-a încălzit destul de tare, iarăși de interes personal o să măsurăm temperatura. Să fie oare chiar 80 de grade. Așa. Ai, 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 ai. Este destul de fierbinte. Într-adevăr, s-a încălzit destul de tare. Așa, în fine. Îl lăsăm să fie fierbinte și mergem cu curentul să-l măsurăm să vedem care este curentul maxim la 50 de volți. 13 amperi. Nu o să-l mai chinui, fiindcă s-a încălzit destul de tare. Îl lăsăm un pic să se răcească, fiindcă chiar am vreo jumate de oră de când îl obosesc. Așa, rezultatele. Dodge RSPA 700, frecvența de 70 de Hz am fixat la măsurare. Sarcina de 4 ohmi, tensiunea măsurată a fost 50 de volți curat și vom calcula după curentul ce trece prin sarcină de pe creștere amperimetric 13 amperi. Deci în final, în 4 ohmi avem o putere de 650 de volți pe sinus curat. Deci cumva producătorul a și notat. Deci 700 de volți, semnal muzical, eu cred că îi ajunge. Deci în 4 ohmi, însă și difuzorul care este montat în această cutie care a venit la noi acest modul, este la 4 ohmi. Deci iată, o putere ar fi de 650 de W sau am putea spune chiar 700. Însă vreau să vă zic că
modulul se încălzește nefiind în cutie, da? Și la moment avem 90 de 87, deci cumva scade. Poate că și mă minte aparatul de măsură a temperaturii, dar oricum s-a încălzit. S-a încălzit destul de bine. În fine, deci astea sunt rezultatele. Un modul greu, cu o putere de 700 de W, dar este și vechiuț. Așa, este bătrâor. Cu așa posibilități, reglare de gain, avem aici un microsolver ce reglează frecvențele între 80 și 150 Hz. Cu timpul și-a demonstrat posibilitățile, pe atunci când au apărut pe piață, ceva bugetar, nu se găsea nimic absolut. Și iată, cu timpul a ajuns și la noi în reparație. Sănătate și numai bine tuturor!